Bună seara, domn Iordache. Am în posesia mea un bun care vă aparține. Purtați-vă frumos, da? Da! Chiar două. Lasă-mă în pace! De ce trebuie să fie tot așa complicat cu tine? De ce trebuie să mă lupt ca să te apăr? Aș fi putut să te iubesc, dar tu n-ai înțeles nimic, idiotule. Unde ești? Unde e tata? Ia, isterica! Vreau să vorbesc cu toteanul! Drăgălașa aia mică. Nu năpăstui un copil nevinovat, sânge din sângele tău. Nici acum n-am nicio șansă când te uiți la mine în felul ăla. Ajutor! Război! Mama? Ce? Nu te mișcă, nu vorbește, e... Sunați la ambulanță! Tu ești venită pe mortăciune, nu? Da. Da, mitiță. A venit? Două secunde, vin eu să-l iau. A venit domn procuror Doteanu. Ce faci, lepros? Sunt eu, Varda. Am vrut să vin pe la tine, să stăm amândouă vreo câteva zile, dar... n-am mai ajuns. Cum te mai simți cu sănătatea? Și eu tot bine. Mai știi vacanța aia dintre a șasea când am stat cu tine acolo? Mereu am vrut să mă întorc la leprozerie, da. Am ajuns. Să nu-ți pară rău că stai închis acolo. E mai frumos ca afară. O să vin vara. O să vin să stăm amândouă. Tata, te rog frumos, tata, uite-te-mi bine, te rog frumos. Tata, te rog bine, la mine, te rog frumos. Tata, te rog eu frumos, uite-te la mine, tata! Nu-i pulsul, nu-i pulsul, nu-i pulsul la mine. Mama, unde-i pulsul? Nu-i pulsul, tata, am văd pulsul. Hai, tata, te rog, nu faci, uite-te, te rog, te rog. Tata. Hai, te rog, mă, hai, te rog.
Hai, barbule, hai odată. De aici m-a sunat Ivana, știi să arunci? Da, sigur. Să-mi dai telefonul, să vorbesc cu Răzvan în caz că se schimbă localizarea. Calcul. Păi nu-i la fete? Păi nu, că am scos-o de acolo, că urma să-și ia botezul și o avea zdrăgită la anchetă. Am băgat-o la mine în birou. Adică deținuta nu-i acolo? Păi nu v-am zis că urma să-și ia... Deschide ușa. Ajută-mă să dau jos! Adu-o foarte, adu ceva! Hai odată! Nero! Și Cezar îți mulțumește.
De ce a trebuit tu să te duci la Adrian? Rupe, mai rămâi. Mai rămâi cu noi. Răzvan. Lasă-l, nu-l întoarce. Lasă-l în drumul lui. S-ar putea să fie ușor, dar în același timp s-ar putea să fie și o capcană. Să ne aștepte cu măcel. Scarlată, stai foarte rude în cost. Niciodată nu știi cum stai cu el. A fost în legiune. Așa că să aveți grijă. Și mai e și Carla. Chiar dacă e femeie, trage în tot ce mișcă. Bă, dacă am zis că suntem toți. De ce dracu suntem toți? Unde e Mișu? Și ăla, cum îl cheamă, cu urechile clăpăuge? Au regim special? N-au venit de două zile, șeful. Am crezut că le-ați dat liber. Ce liber să le dau, mă? Vezi ce-i cu ei. De clăpăugul ăla nu mă mir, că îi place munca cum îmi place mie boala. Dar Mișu ăsta nu lipsește iubirea. Verifică. Să știți că domnișoara Iulia a ieșit din casă. Se îndreaptă spre poartă cu un rucsac în spate. Ce-a făcut? Și voi ce dracu pășiți, mă! Lasă-mă să ies! Hai să vorbim în casă. Spune cretinului ăsta să se dea din poartă să mă lase să ies. Du-te de aici. Strânge băieții și mergeți în spate. Hai în casă să vorbim. Am murit, taică-miu, și vreau să mă duc. Vorbește mai încet. Taică-miu, am murit și problema ta e că vorbesc tare? Lasă-mă să ies, n-aveți voie să mă țineți aici. Nu știm ce hotărâre Adelia, nu știm dacă vrea să se afle, nu știm care e planul. Dar n-ai fi curios să știi ce am hotărât eu? Nu vrei să știi care e planul meu? Deschide porcăria aia de poartă și lasă-mă să ies! Vreau să-l văd pe taică-miu! Hey! Oamenii care își au gloanțe în burtă mai și mor. E trist că s-a întâmplat asta, îmi pare foarte rău. Dar așa e cu gloanțele, omoară oameni. Îmi pare rău că mă iertai, tu știu că ești praf. Te înțeleg, dar e cea mai proastă decizie să ieșim acum, în condițiile astea. Iordache abia așteaptă. Ca să nu mai zic de rest. Dacă se află că suntem vulnerabili, cu siguranță vom fi atacați. Chiar vrei să te vezi și pe tine cu un glonț în burtă? Hai în casă, te rog. Te rog. Îmi doare capul. E normal. Ți-a făcut Scarlat un tranquilizant. Nu se putea înțelege nimeni cu tine. Să știi că am găsit și whisky-ul ăla. Știam. Hai, bea un pic. Da.
supărată pe mine? Nu. Dar vreau să plecăm de aici. Mâine dimineață o ștergem, să știi. De ce? Nu știu, am așa un sentiment ciudat. Știu un tip, îl scoate din țară și pe Iohannis, fără să-l recunoască nimeni. Îl sun și îi spun să ne ajute. Am gândit, mergem în Buenos Aires. Băgăm 2 zile de beții crunte, după care 5 zile nu bem alcool. Sex cât cuprinde, mâncarea de aia de lor de mănânci și plângi. Învățăm tango. Vrei tango? Poți să mă țin de planul ăsta. Poți? Păi și cu bărbații ce facem? Tăiem de pe listă. În cantități așa homeopate sunt și în regulă. Cumpărăm din când în când câte un exemplar, dacă vrem, asupra căruia putem de acord. Am sunat pe Vlad ieri, de pe telefonul tău. Hai, trebuie să plecăm. Ce? Hai, hai! Trebuie să plecăm, trebuie să plecăm. Acum. Nu bagă piciorul. De ce? Vrei să ții? Da. Mergi ușor. Aici ar trebui să faci stânga. După triangulație, aici a fost reperat ultima dată telefonul Carlei. Pe băiatul ăsta în jeepul roșu? Nu, nu-l știu. Michi, tu-l știi? Nu, nu-l știu nici eu. De ce fără mașini? Că se aud din casă. Și vrei să strici o operațiune care altfel e foarte simplă. Că a venit și cu toată armata după tine. Știi, hotărât așa brusc să-mi faci un favor? Scarlat? Ești ok? Da. Hai, încă un pic. Scarlat! De unde știu că nu e o capcană? Păi nu știi. Vii la noroc. Unde e asta, mă? Scarlat! Dar iartă-mă, nu mai pot. Mergem la noroc. De mașina în spate și hai să mergem, poate ajungem înaintea lor. Thank you.
trebuie să mergem acum. Hai, hai, hai. Încă un pic, hai, încă un pic. Degeaba, mamă. Stăm cu Petre. Mama, îl legem mâine seara la capela. Acum e degeaba, noi suntem aici, cele dincolo. Să știți că n-are sens să stați aici. Rezultatul autopsiei o să vedem abia mâine, jurul prânzului. Poate ar fi mai bine dacă o duceți pe mama să odihnească. Puteți să vedeți de ce a murit? Acolo, la autopsie. Da, sigur că da. Asta este scopul autopsiei. Dar abia mâine, jurul prânzului. Din cauza lui Adrian a murit. Să vă uitați bine. Acolo, la autopsie. Din ce am văzut până acum, nu sunt urme de violență. Pare un infarct tipic. Sigur că nu mă pot pronunța. Uitați-vă mai bine. Adrian l-a omorât. Mamă, ești obosită. Hai să mergem. Nu sunt obosită, mamă. Văduvă. Hai. Te rog, hai să plecăm. Da. Hai. Spre nord-vest. Ne vedem pe traseu.
tot înainte. Ia o plimbătură direct pe drum. Care nu merg nicăieri fără tine. Stăm aici până să revii și mergem amândouă, da? Pe tine te mor, nu pe mine, înțelegi? Ce trebuie să te găsească? Fugi! Du-te! Ne vedem mai târziu, da? Bine, hai, hai, hai. Hai, ești bine, ești bine. Haideți cu mine.
a ieșit Iordache acoperă. Bravo, acoperă-mă! Ivan! Ești ok? Cam târziu. Cred că m-am mușcat ceva. Hai, ușarme. Hai. Poți să mergi? Încerc. Măi, ce avem noi aici? O căprioară rănită. Bucuria revederii nu poate fi tradusă în cuvinte. Știi care-s foarte bine? Asta înseamnă că ți-a prit concediul pe care ți l-ai luat de una singură. Nu mă deranjează. Nu sunt unul dintre șefii aia care își pun angajații să semneze la venire și la plecare. Nici să le numere zilele libere. Ce mă deranjează însă e că ai luat ceva ce nu-ți aparține. Unde e Ivana? Mă cupezi, tu-i cu mine. Păi da, de asta te și întreb, unde e? Mi-a scăpat, șeful. Mi-a scăpat. De asta am plecat, mi-a fost frică de reacția ta. Ai avut perfectă dreptate să-ți fie frică. Unde e? Nu știu! Nu știu! Nu știi? Nu știi. Vezi cum ești? Eu am avut grijă să te împușc în piciorul care te dura deja. Și tu ești lipsită de orice fel de recunoștință. Păi e posibil așa ceva? Carla! E posibil! Iartă-mă, în ce pădure suntem aici? Nu știi. Ne reglăm ne pentru Istanbul altă dată. De acolo! Lasă-o jos! A fost mușcată de șerpi, sunt șerpi aici, trebuie să o duc la spital. De ce te-aș crede? De ce te-aș minți? Trebuie să-i dau antidotul, repede!
Ok. Du-te. Du-o! Am spus să stai pe loc! Mâinile la ceafă. Da, mamă. Taci din gură, pune-te în genunchi. Maxim, poți să mori, dar tu ești prieten cu Martea, nu? Barbu, Michi, m-auziți? Da, Vlad. O am pe Ivana. A fost mușcată de șerpi, trebuie să o duc urgent la spital. Da. Du-te. Du-o la spital. Pentru ea am venit. Și Michi? Michi după Iordache. Ai grijă de ea. Da. Iertați-mă. Da. Mâinile sus. Și aruncă armă. Barbu Vlad de la Ampeiur, dacă veniți în pădure. Lasă arma că-l împușc. Lasă tu arma și eliberează-l pe Barbu. N-auzi că-l împușc? Nu se tragă. Ăștia-s din aia loiali. Țin mai mult la echipă decât la misiune. Să că nu se tragă. Dacă ți-i pistolul îndreptat asupra lui. Taci din gură, normal că te omor, nenorocitule, că l-ai omorât pe Tibor. Taci! Nu se tragă, asculte ce spun. Stăm aici până dimineață. Împușcă-l. Să terminăm o dată. Împușcă-l. L-a omorât pe Tibor. Te-a torturat. Apasă mai de gaci! Viorel. Viorel, eu sunt Michi. Ok, Viorel, uite ce-ți propun. Eu ți-l dau pe Iordache și voi doi plecați. Și tu mi-l dai pe Barbu și plecăm și noi doi. E în regulă așa? Da. Ia arma de la capul lui. Nu, 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 nu merge așa. Mai întâi mi-l dai pe Barbu. Nu. Mi-l dai pe șeful și mai vedem. Nu e bine. L-a omorât pe Tibi. Împușcă-l! Împușcă-l, Michi! Michi! Ok, Viorel, am încredere în tine, uite. Acum tu. Să mai avem o ocazie ca asta. Trebuia să-l termine acum. Nu cu orice preț. Mulțumesc. Ai fi făcut la fel în locul meu. Și oricum, viața e rotundă. Ne mai întâlnim noi cu el. Hai.
Hai să te culci. Trebuie să te odihnești. Ai nevoie de tine sănătoasă pentru zilele ce urmează. Vedem noi ce fi după aia. Hai. Fă-o pentru tata. Dai că tu nu trebuia să moară acum. Mai avea câțiva ani de trăit. Adrian l-a omorât. Te rog, încetează cu chestia asta și încetează să vorbești așa despre Adrian. Tata s-a supra foarte tare dacă ar auzi. Dacă nu era incendiu, dai că tu era în viață acum. Și mâine dimineața era în atelier. Bun, și ce legătură are chestia asta cu Adrian? Sunt obosită. Mă culc. Ivana, hei, sunt aici cu tine. Mă auzi? Ivana, sunt aici. Hei. Știu ce faci. Te folosești de pretextul ăsta ca să-ți pui stop la tot, nu-i așa? Ivana! Crede-mă, e o prostie. Am fost mult mai jos decât ești tu acum și e un drum pe care trebuie să mergi. Măcar să vezi unde duce. M-auzi? Întotdeauna merită să trăiești și să crești. Crede-mă. Da, știu, am intrat în viața ta ca un hoț. Știu, așa este, hei. Dar din momentul ăla totul a fost adevărat. Ești femeia de care nu m-aș plictisi niciodată. Îmi place zâmbetul tău. Îmi place cum mănânci. Mănânci atât de repede încât zici că ai trăit la internat unde îți mâncau copiii mâncarea. Da, știu, sunt vinovat. Sunt la fel de vinovat ca Drăgoi pentru situația în care ești tu acum. Știu asta. Iartă-mă. Hei, hei, Ivana! Ivana! Dacă aș putea iubi, crede-mă, pe tine te-aș iubi. M-auzi, Ivana? Te rog, stai cu mine. Stai cu mine. Am ajuns, imediat ajunge. Sunt aici.
Alo? Vlad, sunt, te sun de pe telefonul lui Barbu. Totul e ok? A murit tata. Vlad, mai ești acolo? Cum s-a întâmplat? După ce am coborât în hol, imediat după ce ai plecat, a venit maica mea la recepție. Că trezise și era mort în pat. Voi unde sunteți acum? Acum ne-am întors la hotel. Am fost la emele până acum. Mâine putem să mutăm în capelă? Pot să vin și eu? Maica mea e încă în stare de șoc și cred că trebuie să se liniștească puțin. Nu știu, tot zicea că Adi e de vină. Bine, ok, nu trec, că nu vreau să vă deranjez. Eventual o să trec pe la capelă să îi pun o lumânare. Nu, la asta mă refeream. Eu vreau să vii. Doar că să vorbim o liniște ca să nu trezim bine. Bine, hai că vin. Vin acum. Bine, hai. Te aștept acum. Te sun de pe numărul lui Barbu. A murit Cezar. Trebuie să fac. Acum nu mai e ce să faci, prea târziu. Am vrut doar să știi.
Ajuns. Poți să ieși fără să o deranjezi pe mama, pe doamna Maria? Dar pe tata nu-l trezește? A, am uitat. Asta e rezolvat. Pe tata nu mai are cum să-l trezească nimeni. Niciodată. Mulțumesc mult, David. Chiar înseamnă mult. Ținu-mă la nea, Petre. Cum e doamna Maria? Rău. Chiar l-am iubit mult pe taică-mi. Era un tip foarte mișto. Frust și cinstit. Și avea hazul ăla lui. Era un om bun. Mă termină că nu mai... că nu o să mai fie. Dar și mai mult mă termină că nu știu cum o să se descurce mama. E normal să suferi după partenerul de viață, că ai trăit cu el atâta timp și de mii de ani, doar că... e mai mult de atât. Ei doi erau așa... ca un singur animăluț, nu știu cum să te explic. Nu știu dacă înțelegi. Faptul că ea era oarbă l-a făcut pe el să vadă parcă în locul ei. Și la fel, maică-mea ajunsese să se simtă lucruri în locul taică-meu. Nu știu cum să explic. Știi că mama are chestia asta cu simțurile și că simte mai mult decât noi toți ceilalți, dar... de fapt, acum că stau să mă gândesc... mama nu are simțuri, are parasimțuri. Și animăluțul ăsta care erau ei, așa, cum pare că s-a amputat. Și nu știu ce să fac.
Nu știu cum o să se descurce. Mi-e frică. N-ai de ce să-ți fie frică, o să se descurce. Și tare pe tine. N-ai cum să înțelegi. Ei doi erau inseparabili. Era mult mai simplu dacă Adrian era aici. Eu tot timpul am fost așa, ca să fiu. Dar... că Adrian era viața lor. Puterea lor, sufletul lor. Și de fapt, ce să mă și pentru mine era la fel. Mi-aș fi dorit așa mult să fie Adi acum aici. Mi-aș fi dorit așa mult să fi fost Adi acum aici. El sigur știa ce să facă. Ce s-a întâmplat? Ești ok? Da, sunt. E... s-a mețit puțin, am... n-am mâncat de ceva vreme. Și na. Dacă stau să mă gândesc, nici mai am mâncat de ieri de la prânz. Am mâncat în bucătărie. Hai să mâncăm ceva. Există pe lumea asta oameni buni, oameni răi, slabi, puternici. Și există meșteșugarii. Ei sunt cei care fac lumea cu mâna lor. Ei sunt cei pentru care trăitul nu e o problemă. Trăitul e rezolvarea problemelor. Mâinile lor știu să gândească, să iubesc, să certe, să îndure. Palmele meșteșugarului cară viața în ele, fără să ostenească, până la sfârșitul sfârșitului. Un gol fără formă te înconjoară și se strânge în jurul tău. Cum să continui să trăiești când totul s-a transformat în nimic? Cum să mai vină vreodată ziua de mâine? Și de ce să mai vină? Pentru cine? Chiar ai crezut vreo secundă că există ceva care ți aparține? Nimic nu e al tău și nici nu a fost vreodată. În noaptea asta pedepsim moartea cu fiecare celulă vie din noi. O torturăm, o biciuim, iubindu-ne până la sfârșitul nopții. Nu mai cer nimic, nu mai ai nimic de oferit. Ai obosit de mult. Vrei doar să stingă cineva lumina asta deranjantă și să lase obloanele definitiv.
Dacă am învârti limba cea mare a ceasului în direcția cealaltă, dinspre moarte, spre început. Și am corectat puțin începutul. O casă mai la dreapta sau mai la stânga, apoi o altă copilărie, cu alte bătăi, cu alt tată, altă mamă. Dacă am putea corecta puțin începutul, am ajunge la alt final? Poate. Poate. Cu mâinile, cu picioarele, cu mintea, cu voința. Cu ele ai lucrat mereu și a funcționat. Când ai lăsat inima să preia controlul, ai ajuns cu fața în țărână. Ai stricat tot ce izbândisești. Așa, cu mâinile, cu picioarele, cu mintea și voința. Doar cu ele. Ești doar un accesoriu în lupta altuia. Nimic din ce se întâmplă nu e povestea ta. Și totuși, dacă ești aici pentru că vrei să fii aici, pentru că nu-ți mai este frică, pentru că ai pierdut deja tot ce aveai de pierdut. S-a mai dus un act, cortina a căzut din nou. Și bunii au fost iarăși buni, și răi au fost iarăși răi. Însă răul va crede mereu despre el însuși că e bun, că e doar un om în căutarea dreptății. Meciul permanent între viață și moarte. Viața cu albele, moartea cu negrele. Maternitățile țin scorul vieții, cimitirile țin scorul morții. Doar că viața lasă mereu în urma ei sămânță. Viața sabotează moartea, își râde de ea. Toteanu, vă cunosc de la televizor, domnule procuror. O onoare. Prelipceanu, medic primar, medicină de urgență. Când aș putea să stau de vorbă cu Ivana Drăgoi? Cu pacienta? Da. Domnule procuror, cred că întrebarea corectă acum e dacă pacienta va mai vorbi vreodată. M-am informat. Mușcătura de viperă, dacă ajunge în timp util la spital... Și Ivana Drăgoi a ajuns destul de repede după momentul mușcătorii, nu? Așa e adevărat. Însă pacienta avea deja în sânge o substanță halucinogenă puternică. N-am reușit încă să o identificăm. Așteptăm rezultatul de la niște analize de sânge, ceva mai de durată. Probabil cumva combinația între substanța asta halucinogenă și doza de antivenin administrată a creat o reacție alergică. Sau poate pacienta era pur și simplu alergică la antivenin. Avem și cazuri din astea. Oricum, pacienta în momentul ăsta e în comă profundă. E ținută în viață doar de aparate. Îmi pare rău. Da. Bun, dacă apare vreo schimbare, în bine sau în rău... Sigur, vă sun. Și aș mai avea o rugăminte. Vă rog, spuneți. Vă rog să mă anunțați despre orice vizită pe care o primește pacientul. E foarte important. E împotriva protocolului, știți. Da. E slujba binelui, nu? Da, așa îmi place să cred. Zi bună. La fel. Domn procuror, am preluat imaginile de pe camere, și de pe server. Și de pe coridor și de pe stradă? Tot, avem tot. Ok, e bine. Transmite de la cimitirul Lebelu, unde cele două înmormântări se desfășoară în paralel. Andreea.
Petre Anuței, tatăl celebrului deținut acuzat de crimă post-mortem, a încetat din viață. Legiștii au declarat infarctul ca fiind cauza decesului, dar motivele par să fie mai complexe. În timp ce familia se afla la capelă, veghind trupul neînsuflețit al lui Anuței înainte de a fi reîngropat, casa familiei Anuței a ars din temelii. Un incendiu al cărui mister n-a fost elucidat a năruit munca de o viață a lui Petre Anuței. Se pare că inima bătrânului a cedat în fața atâtor lovituri. Foiletonul nu s-a terminat aici. Cezar Cristoloveanu, cunoscut în lumea interlopă drept inginerul și numit părintele spiritual al lui Adrian Anuței și mentorul său din închisoare, a încetat din viață în aceeași zi cu tatăl biologic al lui Adrian Anuței, în urma unui atac cerebral. Se pare că cei trei și-au dat întâlnire într-o lume mai bună. Pentru ProTV, Andreea Cleș v-a transmis de la cimitirul Belu. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește. Ne rugăm pentru odihna sufletului adormitului robului lui Dumnezeu Cezar și pentru ca să-i se ierte lui toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugămâne-ți, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru odihna sufletului adormitului robului tău, Petre, și pentru ca să-i se ierte lui toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Crezi că lui Adrian îi place că Petre a venit la el în cavou? Da, cred că da. Eu nu cred. Adică nu mi-ar plăcea să stau o zi întreagă cu tata în cameră. De ce? Că mi-e frică de el. Mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor. Adormire veșnică, odihnă de Doamne, sufletul adormitului robului tău, Cezar. Dumnezeu să așeze sufletul de drept să urmez. Mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lui. De la Hristos, împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cer. Voi ce faceți mai aici? Pleacă-mă! Pleacă-mă! Interzice accesul în apropierea cavoului familiei Anuței. Iar... este incredibil ce se întâmplă. Plecați acum de aici. A murit un om. Eu nu-mi întind. Data viitoare dau cu ea de pom.
al Domnului este tot pământul, lumea și cei ce locuiesc într-însul. Dar ce faci, busule? Te bagi pe parcela mea? Hai, marci de aici. Plec de aici, câți o una. Hai, hai! Cui dai tu una, mă? Ce foame? Ia-o felie și ia-o de aici. Haide, până nu debarasează asta. Lasă-mă asta, ieși și tai-o. Hai să nu te mai văd. Nu vreau. E pizza mea. Tot ce e pe mesele de la margine al meu. Dacă nu știi, mergi să nu vii pe parc. Asta e fă? Da. Bă, plecați de aici, e baza. Plecați. E vreun... Să nu vă mai văd. Au. Tanti Maria, pare foarte rău pentru una Petre. A fost un om tare bun. Dumnezeu să-l odihnească. Dacă vă pot ajuta cu ceva... Dumnezeu să-l odihnească, Leo. Mulțumesc că ai venit. Petre te iubea tare mult. Cum te nești la mormântul inginerului? Mi se trec mai întâi pe aici, o să ajung și acolo. Îl văd, de-aia și întreb. Ce mari povești ai avut cu nea Petre de-al pui înainte inginerului? Vlad mai e? Sunt aici, doamna Oare. Eliza, le duci tu, da? Sigur, da, le duc eu. Atunci vrei tu să-l iei pe Matei și să mă aștepți la mașină?
Vreau să vorbesc ceva cu Vlad. Da, tanti Maria. Strâng aici și plecăm. Ne-am amintit asta. Da, vreau să rămân aici cu Răzvan și cu Vlad. Hai că nu-i momentul acum. Altă dată vă vedeți. Vă aștept. Răzvan, mergi și tu să te plimbi puțin cât vorbesc eu cu Vlad. După aia vii să mă iei, să mergem la mașină. Ce secret așa mare ai tu cu Vlad, nu poți rău ceva. Te rog, du-te. Asta a fost ultima dată când te-ai apropiat de Răzvan sau de Matei. Mama. Să uiți cuvântul ăsta. Eu nu sunt mama ta. Copilul meu e aici, înmormântat lângă Petre. Tu nu știu cine ești și nici ce cauți în viața noastră. Tu ai dat foc la casă, așa e? Casa. Așa-i? Răspunde. Da. Eu. Cichi, ce ne nu luăm la picioare? Nu lași fără tată la copii. Stai, Gicuța, nu vrei tu mai bine să faci cunoștință cu prietenul, cu domnul... Dar nu-i prietenul meu, e șeful la Urolaci. Cichician îl cheamă. Cichician? Dar am fost fan! Am... Au! Ce faci, mă, intri la mine în curte fără să ceri voie? Nu știu, dar... că ești domeniul public. Adică intri la mine în curte, violezi fata și acum te plimbi că umbli cu cămară? Nu, vrei să te bat? Nu, nu! Cer scuze. Nu m-am gândit că... Băi, ăsta... Cine nu gândește, obelește, înțeles? Lasă-l, mă, trăiți, ar fi familie. Trai sfat din gură! O să plec. Mă duc în alt parc. O să plec de aici. Bine? Unde te duci tu, mă? Unde crezi tu că te duci și stai așa pe moca? Când toate parcurile și ghinele i-a aparținut.
Hai stai dracu aici că ne înțelegem. Ce-i pe tine? Ce-am pe mine? Păi eu te întreb, mă, ce-i pe tine? Bani, dinți de aur, ceasuri de-astea? Am ceva. De unde ai, mă, tu ceasul ăsta? Faci autobuze, faci metrou? Nu, el a fost al meu. De câte zile ești pe stradă? 5 zile. Te ascunzi? În contul la ceasul ăsta poți să stai o lună fără probleme. Cine se leagă de tine zici că ai vorbit cu Cichicena, ai auzit? Ai înțeles? Da. Da? Într-o lună faci jos de altceva ca să plătești chirie. Păi ai înțeles? Da. Bravo. Eu ce fac, rămân cu el? Îți place fata? Nu e genul meu. Hai, fă, că n-ai tu față de asta. Hai că-ți găsesc ceva pe la stadion, hai. Dacă m-a lăsat, mă, borțoasă. Bolile te-a lăsat, fă, borțoasă. Ți s-a pus pe om? La perfuzie nu te-a mai lăsat, borțoasă. Nu te uita că te bat. Sâmbure nu te-a mai lăsat, mișcă-te odată. Iulia? Tu ești, eram sigur că tu ești. Și tu ești. Ce faci aici? A murit tata. Tu? Și tata a murit. Nea Petre? Îmi pare rău, nu știam. Îmi plăcea tare mult de Nea Petre. Era mortal. Și mie îmi pare rău pentru tatăl tău. Am vorbit cu el o singură dată, dar pot să înțeleg de ce era fratele meu așa fascinat de el. Mă bucur să te văd. Iulia, n-ar trebui să dispară așa. Velia era îngrijorată. Căutam o toaletă. Aici? Să mergem la capelă, poate are preotul pe acolo ceva. Răzvanel, tot ok? Cred că mă descurc și singură. L-ai lăsat fără adăpost și l-ai băgat pe Petre în mormânt ca să-ți scap tu pielea. Blestemul familiei noastre n-a început când l-au arestat pe Adrian, nici când a murit. A început când l-ai pășit pragul casei. Foarte bine că plângi. Ai și de ce. Eu aș vrea să mă duc la azil. Ca să-mi termin restul zilelor care mai mi-au rămas. Sper că puține.
Dar Răzvan... Răzvan ar fi distrus. N-ar mai rămâne om întreg dacă m-ar ști pe mine acolo. Vreau să ne cumperi o casă, mie și lui Răzvan, din banii aia murdari pe care i-ai. Ne ești dator. Și după aia, nu vreau să știu dacă mai existi. Dacă-l mai aud pe Răzvan că-ți rostește numele măcar. Sun la poliție și te denunț. Ai înțeles? Da. Foarte bine. Și acum pleacă, te rog. Trebuie să-mi plâng copilul și bărbatul. Pleacă. Ai venit. M-ai chemat? Da, te-am chemat. Gata, l-am îngropat. E în pământ. Putem să o numim remiza? Mizez prea mult pe faptul că încă te mai iubesc. L-am omorât pe Cezar și știu că asta nu poate să rămână neplătită. Nu te umfla în pene. Nu tu l-ai omorât pe Cezar. Eu l-am omorât. Tu doar ai băgat trei gloanțe în el care nu și-au făcut treaba. De omorât, eu l-am omorât. Și de ce ai fi făcut asta? Că să înțelegi că vreau să ne oprim. Cezar a fost greșeala mea față de tine. Gata, am șters-o, nu mai e. Vreau să ne oprim. Iulia nu trebuie să trăiască în teroare pentru ceva ce n-are nicio legătură cu ea. Cu alte cuvinte, fără resentimente? Fără. Dar din partea ta? Ar fi exagerat. Fără. Te cunosc, Bogdane. Îți știu fiecare gând înainte să-l gândești. Eu doar ți-am demonstrat că îmi iubesc copilul mai mult decât orice altceva pe lumea asta. Acum tu trebuie să juri că s-a terminat cu vânătoare. O lași în pace pe Iulia. O las în pace. Jur. Dacă tot îmi cunoști gândurile, spune-mi la ce mă gândesc acum. Mi-am omorât bărbatul ca să-mi salvez copilul, nu ca să sar în patul tău. Sunt văduvă. Acum mă ocup cu jelitul și cu donatul hainelor răposatului. Jelește-l profund. Eu o să aștept. Nu învățați în răbdare. Trebuie să aștept. În
e cea mai mare pierdere? Măcel. 7 cadavre. Cea mai mare pierdere este ceea ce moare în noi în timpul vieții. Tată. Urmajul să-l răzbun. Ortecar dracului din viața mea. Nu există jucător curat. Există jucător care n-a fost prins. Au! Dă-i drumul de aici! Ce-ai făcut, Cocoș? Faci bani pe cârcalea copiilor? Nu vreau bani. Însă chiar n-ai ce să mai faci cu el. Dar nu. Anuței e viu. Să-l ai. Vreau să afli tot ce poți despre Toteanu. Dinții sunt ai lui Anuței din zilele noastre.